Domnișorul. Text după Simion Florea Marian. Adesea, pruncii, cu ajutorul unor lațuri făcute din păr de cal și cu diferite cuști durate din bostani sau rămurele de soc, în timpul iernii prind păsărele. Ei bine, una dintre ele, care cade nu odată în mâna copiilor, este domnișorul, numit încă și stigleț sau scăier. A descrie această păsăruică este de prisos, deoarece fiecăruia dintre noi cred că este bine cunoscută. Vom istorisi numai una din legendele sale. După ce au apărut pe lume toate păsările, câte se află pe pământ, și părintele păsărilor a împărțit fiecăruia dintre dânsele hrana cu care are să se hrănească în lume, într-o zi le-a chemat iarăși pe toate la sine, anume ca să le boiască, căci dintr început penele tuturor păsărilor aveau numai o singură culoare. Și fiecare voia să fie mai arătoasă și mai frumoasă. Toate păsările, de la cea mai mare până la cea mai mică, cum se auziră vestea îmbucurătoare, se adunară dinaintea bătrânului și el pe toate le-a zugrăvit în culori alese. Era peste tot numai un cântec de bucurie. Iată însă că, într-un târziu, după ce a gătit aceasta pe toate, păsările de boit și voia să se dea drumul să se ducă fiecare întreabă de unde a venit, sosește într-un suflet și domnișorul. N-apucă bine a se răsufla și se roagă să-l băiască și pe dânsul. Părintele păsărilor, cum îl auzi, îl întrebă: da, păi bine, domnișorule, unde mi-ai fost până acum? De ce n-ai venit și tu cu celelalte zburătoare? A, păi de, ce eram să fac? Păcatele mele, înainte de a fi auzit porunca ta, m-am fost vârât prin scai, să-mi caut și eu puțină sămânță, și când prinsei de veste și voi să mă pornesc eu deodată cu celelalte păsări ca să vin aici, fai, tine, nevoie mare! M-am pletici printre scai și atât am zbuciu mai, de nu mai știam singur ce să mă mai fac să scap doar din degrabă din încurcătura în care intrasem. Iar după ce scăpai, tot într-un suflet alergai până aici. Văzând bătrânul cu domnișorul sticlete, nu din lene sau din nebăcare de seamă a întârziat, ci din pricina scailor în care s-a încurcat, a luat penița și, atingând cu tânsa în toate oalele în care fuseră culorile și în care mai rămaseră câte puțină culoare, l-a împiestrițat și pe dânsul cu mai multe feluri de culori, precum mohorât, alb, negru, roșu și galben. Ei, și de atunci apoi penele domnișorului au mai multe culori. Și tot atunci i-a rămas și denumirea de domnișor sau scăier, pentru că mai mult cu sămânța de scai se nutrește. Și din acea vreme place el atât de mult copiilor. Ei trebuie să știe că nu e bine să asupri bietele păsărele a le închide în colivii, căci și ele iubesc libertatea, le e prielnică vieții și cântecul. Sfârșit.